Fostul lider al PSD Liviu Dragnea se plânge că suferă din greu după gratii. De această dată Dragnea lansează o serie de acuzații la adresa oficialilor închisorii pe motiv că i-au interzis accesul la îngrijiri medicale. În urma acestui fapt, rana pe care a suferit-o în urma unei intervenții chirurgicale la spate se pare că s-a infectat. Liviu Dragnea a declarat în fața magistraților de la judecătoria sectorului 5 că din cauza conducerii închisorii, rana provenită de la o intervenție chirurgicală pe care a suferit-o la spate s-ar fi infectat. Eu am suferit o intervenție la spitalul penitenciar Rahova la spate. Această zonă este foarte importantă. Pentru că operația a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăț rana și să-mi schimb bandajul. După intervenție, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fișa medicală și a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să curețe rana din două în două zile. Dragnea a mai declarat în fața magistraților că în cerula sa a fost instituită carantina. Iar din acest motiv nu a mai avut acces la cabinetul medical pentru îngrijiri. În a șasea zi, o zi de vineri după amiază, s-a instituit carantina. Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiind un pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am fost pansat corect. Și vineri, după ce am ieșit din carantină, m-au dus din nou la spitalul Rahova și m-au operat din nou pentru că rana recidivase. Mai mult decât atât, fostul lider al PSD a precizat că cei de la penitenciar au depus la dosarul său o adresă din care ar rezulta că el a refuzat îngrijirile medicale. Doamna avocat mi-a prezentat ieri dosarul și am văzut acolo o declarație din partea penitenciarului în care scrie că eu am refuzat asist medicală. Scrie în dosar la fila 12, 21 martie 2021. Deținutul a refuzat și a zis că se tratează singur. Nimic mai fals. E o declarație mincinoasă dată de cei de la Rahova.